Sunt Marius de la Magic 5 și acesta este un nou episod din Învață, programează împreună cu Marius de la Magic 5. Astăzi m-am gândit să atacăm cu încredere kilogramele în plus pe care crezi că le ai. Și anume, am să încerc să îți explic ce este acela un cookie. Cookie. Cookie ăla, îl bagi și îți face cu caria la dințișor și după care trebuie să mergi la dentist. Nu este vorba despre acel cookie, este vorba despre acel pop-up pe care îl primești de fiecare dată când accesezi un site și îți spune, pentru a putea, ca site-ul a putea să funcționeze în parametri în care trebuie, suntem nevoiți, conform reglementărilor în vigoare, ca tu să accepti cookie-ul. Ei bine, cookie-ul acesta nu este altceva decât un mic fișier de tip text pe care browserul îl salvează sau trebuie să-l salveze la tine în calculator, astfel încât să poată să dea comenzi cum trebuie website-ului ca el să se afișeze în modul corespunzător. Din păcate, de-a lungul timpului, cookie-ul a fost folosit și pentru alte obiective mai puțin ortodoxe, am putea spune, de către companii mari, și anume pentru a învăța ce preferință are un utilizator, astfel încât a înlesnit ca utilizatorul să fie mai ușor de urmărit în mediul online și de a-i servi reclame care se potrivească cerinței lui. Ei, Uniunea Europeană a considerat că aceste obiceiuri sunt unele dăunătoare, drept urmare ne-a obligat pe toți noi cei care deținem website-uri să anunțăm ce tipuri de cookie-uri folosim pentru o bună funcționalitate a website-ului și ce tipuri de cookie-uri folosim pentru a trăcui, pentru a urmări activitatea utilizatorului și mai mult de atât, foarte important, să dăm posibilitatea utilizatorului să decline folosirea cookie-urilor de urmărire în activitatea lui sau în momentul în care el ne se dă la noi pe site. Asta fiind spus, sper că a făcut sens și ai înțeles ce înseamnă un cookie și sper că înțelegi că de câte ori intri pe un site nu faci burta mare ca mine, ci din potrivă are o legătură cu altă poveste. Eu sunt Marius, ai urmărit un nou episod din Învață, programează împreună cu Marius de la Magic 5. Hai pa!